Eu întrebam dacă am băiat sau fată, știi ce mi-a răspuns, că mi-am notat, că n-am ținut minte. Zic, domn doctor, e băiat sau fată? Observați interferența hipotalamusului cu forme sinusoidale în jurul fătului. Deci e fetiță? Domnule, ești tâmpit? Dumneata, nu vezi că lobul axial este de o două ori mai subelastic la indicele de curbură? Deci e băiat? Domnule, uite-te cum se selectează regresiunea stafilotoracică în zona endemoplastică, domn. Deci e fetiță? Domnule, dumneata, chiar ești dobitoc să nu-ți dai seama după aspectul stereopodic al traiectului maxilodorsal care converge la zona splinococsală, domn? Îi zic, domn doctor, în cazurile astea vă mulțumesc frumos și să regresați introspectiv în zona bazinomastoidiană a colului uterin al umăta. Să ai dracu, să ai dracu, judec.